Stratul generos de zăpadă este ingredientul principal pentru un sejur ideal la munte, iar sporturile de iarnă devin activitatea preferată a tuturor în această perioadă. La Stâna de Vale, în Munții Apuseni, turiștii s-au bucurat de un Crăciun alb de poveste, mai ales după inaugurarea noii pârtii de schi, Bradul, cu telescaun și cu dificultate medie. Sărbătorile de iarnă pot fi cu adevărat magice dacă alegeți locul potrivit. La Stâna de Vale există opțiuni de petrecere a timpului liber pentru toate gusturile și pentru toate vârstele, de la săniuși la pârtii de schi cu grade de dificultate diferite, pentru cei mari și pentru cei mici. Cum sunt sărbătorile la Stână? Foarte frumoase, ne bucurăm că anul ăsta ninge și putem să venim și puțin cu copiii să ia un pic de aer curat, să profite de vremea asta bună specifică sărbătorilor. Ce au ales copiii, Sania sau schiurile? De data asta Sania. Ți-a plăcut pe Sania? Da, zi da. Da. Vii de multe ori la Stâna de Vale? Aproape în fiecare an. Și e foarte fain. Am venit puțin așa cu ea, că îi place zăpada și am zis că profităm puțin dacă am văzut timpul ăsta frumos aici. Văd că îi place, prima dată. Suntem la început de sezon. După cum știți, iarna vine din ce în ce mai târziu. Dar un pic de răbdare o să fie bine. Evenimentul de inaugurare a noii pârtii continuă cu o petrecere de zile mari în compania unui DJ care va întreține atmosfera pentru turiști până târziu în noapte. Aventura la Stâna de Vale merge mai departe, mai ales că există pârtii de schi cu grade diferite de dificultate, cu o lungime de 1400 de metri. Turiștii pot închiria echipamente pentru schi și placă de snowboard. Amatorii de adrenalină pe zăpadă pot opta și pentru plimbări cu ATV-ul sau cu snowmobilul. Indiferent de opțiunea pe care o aleg, turiștii care vin la Stâna de Vale pot avea parte de un sejur de neuitat.